seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a Dimensiunii Psi. În această seară vom discuta despre apocalipsă cu invitatul nostru, domnul doctor Ovidiu Dragoș Angeșanu. Bună seara, domnul doctor! Bună seara! Vine sfârșitul lumii sau nu? Pe 21 decembrie? Nu știu, vedem după. Eu nu cred. Nu cred și vă spun de ce. În primul rând, hai să plecăm un pic de la termenul de apocalipsă. Apocalipsa este ultima carte din Biblie, scrisă de Sfântul Ioan, Evanghelistul. La ceva timp după tot ce s-a petrecut cu Mântuitorul, după înălțare, la vreo 60-80 de ani, nu știu exact. Ca orice viitor, e un viitor probabil. Viitorul nu poate fi prevăzut în totalitate. Și chiar dacă există o linie temporală care este principală, Dumnezeu are oricând posibilitatea să intervină. Când se intervine într-o linie, da? Până și moartea unui om este previzibilă, dar e schimbabilă. Și vă dau un exemplu. Deci singurul motiv pentru care se poate întârzia plecarea unui om, deci schimba programul de viața unui om, de moarte, da? Este binele lui personal, ca și cunoaștere, mântuire, sau binele celorlalți. Adică binele celorlalți, este sau cunoașterea și mântuirea personală sunt singurele motive pentru care un om îi se poate întârzia plecarea. La fel și o planetă. O planetă este ca o ființă. Deci o ființă care se naște, trăiește și moare. Deci vrem, nu vrem, apocalipsa se va întâmpla. Deci viitorul acestei planete va exista la un moment dat. Deci e clar că omenirea va dispărea. Și este și firesc să existe așa ceva, pentru că noi suntem o pepinieră. O pepinieră de spirite. Este exact pilda secerătorilor, da? Grâul e copt, secerătorii sunt puțini. Ce înseamnă treaba asta? Că între oamenii care se nasc pe planeta Pământ, sunt spirite pregătite să se reîntoarcă la Dumnezeu. Nu toate. Dar sunt foarte multe spirite pregătite să se reîntoarcă la Dumnezeu. Drept urmare, sunt spicele care sunt coapte și asistăm trezire spirituală, întoarcerea oamenilor la credință, creșterea interesului către științele spirituale, către ocultism, către orice formă de manifestare a științei spirituale. Pentru că omul bună să ajungă la Hristos rătăcește mult și Ciprian a rătăcit mult și de toată lumea, să zic, vrea așa o mântuire și o iluminare rapidă. Dom'le, înainte să fie apostolul Pavel, el a fost Saul. Deci el a chinuit creștinii. Cel le-a făcut. Și a avut nevoie de episodul în care a orbit și episodul vindecării de către Sfântul Apostol Petru ca să devină Sfântul Apostol Pavel. Adică un apostol al omenirii. Orice om trece printr-o evoluție, trece printr-o zbatere, trece printr-o căutare. Că mă duc la șamani, că mă duc la la vracii de nu știu unde, că mă duc și fac aia, că mă duc și fac aia. Este ca eu să mă regăsesc. Regăsindu-mă, îmi găsesc calea către Dumnezeu, către prin Hristos. Ei, revenim la Apocalipsă. Apocalipsa este un viitor probabil. Și sincer, eu nu cred că poate să fie Apocalipsa, pentru că nu sunt semnele, cel puțin semnele din Apocalipsă nu sunt. Venirea călăreților, venirea lui Enoch și Ilie, moartea lui Enoch și Ilie, în vățul întregii lumi, minunile făcute de Enoch și Ilie, ci 7 ani de secetă, sau mă rog, cât sunt trecuți acolo. Deci nimic din Apocalipsa, așa cum o regăsim noi în Biblie, nu se regăsește în ziua de azi. În sensul simbolic. Ce ar putea să însemne toate acestea?
Dar nu există un sens simbolic. Există minuni. Deci bine, eu și zic, bă, ascultați Dumnezeu că altfel și fac. Secetă, inundații, la, 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 la. Ori nu s-a întâmplat asta. Bun, dacă nu s-a întâmplat asta. Oh, înseamnă că mai e până să se producă inclusiv astea biblice. Plus că v-am zis să testăm viitor probabil. În altă linie de idei. N-am trecut de ultima ispita Sfinților. Ultima ispita Sfinților fiind coborârea pe pământ a celor care sunt considerați Sfinți. Da? Și în tradiția ortodoxă și în tradiția ca, ca să treacă prin ultima ispita. Ispita nu e în cer. Deci toți Sfinții, de acolo, de la șef, de la Doamne, Doamne, o să trească să coboare pe pământ. Să treacă prin ultima ispită. Ori n-am văzut-o pe asta. Și când ultimul dintre Sfinți se va ridica la Dumnezeu, abia atunci se poate vorbi despre sfârșitul lui. Tot timp cât sunt pe pământ, când se nasc, când nu s-au născut toți, când nu s-au mântuit toți, când unii se zbat cu... când unii dintre Sfinții ăștia se zbat încă cu păcatele lor și cu viciile lor, putem să stăm liniștiți. Poate fi, este o ispită diferită, bănuiesc, pentru fiecare. Bineînțeles, nu există. Una este ispita vieții actuale, alta este ispita care a avut loc pe vremea când trăia, eu știu, Sfântul Damaschin sau Sfântul Antonie cel Mare. Ce puteți să ai? Da? În afară de propriile gânduri. Acum, cum să vă spun eu? Până și demonul a evoluat ca ispită în timpul celor 2000 de ani de Mântuitor. Deci, automat, ispita din ziua de azi este cu mult superioară ispite prin care au trecut toți. Și trebuie să treacă toți prin treaba asta. Nu se poate așa. Și o să vă spun de ce. Citeam la un moment dat un lucru și anume că Sfinții din Cer cer răzbunarea lor. Dom'le, un Sfânt nu poate să ceară răzbunare. Un Sfânt, care este cu adevărat Sfânt și care a ajuns la înțelegere și la Dumnezeu, nu poate să ceară răzbunare. Pentru că El înțelege. L-ați văzut pe Hristos pe cruce, cerând răzbunare. Deci Iisus n-a cerut răzbunare împotriva oamenilor care l-a chinuit, împotriva demonilor care se manifestau prin oamenii ei. Deci Iisus Hristos n-a cerut nicio răzbunare. Păi dacă un Sfânt în cer cere răzbunare, înseamnă că nu-i Sfânt. Și ce se va întâmpla? De ce? Pentru că nu se potrivește modelul lui Cristi. Și atunci ce se întâmplă cu un Sfânt care cere răzbunare? Du-te pe pământ. Și învață. Și în momentul în care capeți mila, atunci... Este posibil să ceară și răzbunare. Ei cer. Ignoranța lor cer. Numai că Dumnezeu e înțeleg. Și nu-i ascultă pe toți. Și-i trimite la școală. Îi trimite la școală. Să fie sănătos cât sunt pe pământ. Și cât se zbadă cu ale lor. Vorbiți de sfârșitul planetei, pământ, sfârșitul omenirii, sfârșitul... Nu, ideea este în felul următor. Cel mai apropiat de mine e sfârșitul meu, da? După e sfârșitul meu, e sfârșitul omenirii. Și evident sfârșitul planetei. Când se vorbește de Apocalipsă, se vorbește de sfârșitul planetei. De ce? Apocalipsa presupune sfârșitul planetar. Sfârșitul planetei Pământ. Adică ne imaginăm o planetă. Planeta asta este în stare să dea naștere un anumit număr de oameni, ca spirite din interiorul lor. Spiritele astea s-au născut. Spiritele astea și-au ales drumul. Alb, negru, bine, rău, rece, fierbinte. Nu că rece. Că e așa imediat. Și în momentul respectiv urmează Apocalipsa. Adică, sfârșitul care vine Arhanghelul Mihail și face vom! Toată lumea crede că stai un pic pe pifuri, vine Arhanghelul Mihail, zău, m-am tăiat, și să aleg. Oile de-a dreapta, caprele de-a stânga. Simplu. Deci nu credeți că stă un pic ceva, îl căutăm pe Argigeanu, unde e, îi calculăm. Nu. Zan. Și conform vibrației, cunoașterii, iubirii tale față de Dumnezeu, zan, te-ai și dus. Frumos. Te-ai aliniat, ușor, singurel, te-ai dus la locul tău. Problema cu cei cărnicei. Problema cu cei cărnicei că ei stau acolo la purgatoriu. Deci ăștia nu sunt nici cai, nici măgari, dar nici oi, nici capre.
Și atunci trebuie să-și aleagă ori oaie, ori capră. Când ești oaie, oaie, ori capră, cum trebuie să suferi? Indiferent cum te duce, știți, ești ca pe fâșie, printre mine. Păi nu ești nici în stânga, nici în dreapta. Automat ți-o foi de undeva. Și atunci, de asta zic, Apocalipsa înseamnă sfârșitul planetei Pământ ca ciclu. Da? După sfârșitul planetei Pământ urmează formarea noului Pământ, moștenit de cei drepti, corect. Și pe care se duce în trupurile de slavă. Dar, cei se duc în altă parte, cei care au ales rău, și participă la formarea altor planete, intră în alte cicluri planetare sau se duc și se nasc pe alte planete inferioare planetei Pământ, adică care încep iar cu epoca de piatră, vorbeți serios, epoca fierului, la, cu mediu, așa? Acest ciclu este valabil fără... Absolut! Deci eu de la început. Nu este un sfârșit. Nu este sfârșit, bine, sfârșit, dar ce zic planete? Dar universul ăsta care are 15 miliarde de ani nu se împiedică de planeta Pământ. Planeta Pământ e un fir de praf în universul ăsta. Nu înseamnă nimic. Spuneți universul ăsta. Material. Fiind și alte... Planete locuite, absolut. Alte universuri. Sunt și alte universuri și alte versuri și alte... Să vedem cât suntem de mici. Oi, de capul meu. Deci avem niște ocoli imense, dar noi suntem atât de mici că nu înseamnă nimic în universul ăsta. Dacă ajung să simt ceva în universul ăsta, și dacă încep să înseamnă că ești ceva de altfel, nu știe nimeni de chiar. Este planeta noastră inferioară? Nu, planeta noastră nu e inferioară, nu e superioară. Este o planetă care a ales rău, din păcate. Adică la nașterea lui Adam și Eva, care erau făcuți Dumnezei oameni, ei au ales rău, din păcate. Dar Dumnezeu îți oferă posibilitatea să alegi la un moment dat. Și când îți oferă posibilitatea să alegi, se poate întâmpla ca tu să alegi greșit. Și cu atât mai mult, când a fost creat Adam și Eva, ei a fost creat Dumnezeu. Adică trăiau cu Duhul Pământ și cu Sufletul Cer. Aveau toate atributele divine. Aveau toate caracteristicile divine. Aveau posibilitatea să facă ceva. În momentul în care am mâncat din fructul oprit, am călcat legile divine. Problema nu e că am călcat legile divine. Aia a fost o ispită, ispita lor. Și în momentul în care ai călcat-o, tu ți-ai ales soarta. Și problema este să zic, și ce treabă am eu cu ce-a făcut Eva? Sau cu ce-a făcut Avram? Mă, noi suntem părți din Avram. Noi suntem părți din Eva. Deci în fiecare bărbat de pe planeta Pământ e o parte de Avram. Și în fiecare parte din... Și în fiecare femeie de pe planeta Pământ există o parte de Eva. Deci noi... Nu e vorba că noi suntem vinovați. Și că noi am rezonat pe ei, pentru că ei sunt, Adam și Eva, sunt un fel de exponență ai subconștientului colectiv uman al acestei planete. Care uite cum se manifestă. La ora actuală nu suntem un fel de Adam și Eva, nu ne interesează mai mult cunoașterea asta decât Dumnezeu. Nu ne interesează mai mult știința decât știința spirituală. Avem mai mulți preoți decât oameni de știință? Eu nu cred. Avem mai multe ore de știință decât de spiritualitate în școli. Și nu mă refer la ore de religie și de cum se face la noi, care, mă rog, nu știu ce valoare are. Ci mă refer, clar, de științe spirituale. Noi nu avem ore de științe spirituale pe planeta Pământ. Și atunci, evident, la noi primează ce? Cunoașterea rațională. Care este, de fapt, ce? Dorința e de a ști adevărul bine, adevărul bine și rău. Oi, asta încep să spun. Sfârșitul acestei societăți nu înseamnă neapărat sfârșitul planetei Pământ, dar sfârșitul planetei Pământ înseamnă clar sfârșitul societății. De-aia nu cred că se termină nici societatea, nici planeta Pământ. Pentru că nu sunt destul de nebun ca om să acționeze o bombă care m-ar putea distruge. Pentru că eu, cu bunele și relele mele, știu că nu pot să mă distrez decât în plan fizic. Da? Și atunci nimeni nu o să-și... Adică doar un autodistructiv o să încerce să distrugă planeta sau unul care urăște oameni. Dar altfel, planeta și oamenii pe planeta asta o să încerce pe cât posibil să evite să se autodistrugă. Și e firesc să fie așa. Noi putem ajuta la distrugerea planetei? Absolut. Prin ce anume? Simplu fapt de a crede în Apocalipsă poate să ducă la asta. Adică noi o putem determina. Numai că... aceasta? Păi da, pentru că știți cum e prost, dar proști de mulți. Știți? Proști de mulți, dar știți, subconștientul colectiv
a multor proști, determină, la un moment dat, un vârf. Și ăsta e ăla care mă apăsă pe buton. Nu e problemă. Deci poți să determini treaba asta. Numai că, slavă Domnului, că sunt destui de mulți care au mai mult creier, care pot să anchileze ce face marea masă cu gândurile ei și cu fricile. Adică să nu ajungă la nivelul. Plus că, la ora actuală, nu prea avem voie să mai facem ce vrem noi. Deci există. Și cine n-a înțeles treaba asta, șofură. Deci sunt unii care au ales rău. Și mă refer și politică, și ea. Și-au ales rău. Și-au ales rău și-au luat-o rău. De ce? Pentru că n-au înțeles cum se mai poate. Nu mai poți să folosești rău. Singurul lucru pe care poți să-l folosești este mine. Totuși a fost un moment în care s-a putut folosi. Absolut, s-a putut folosi, pentru că avem liber arbitru. Numai că, în momentul în care tu începi să deranjezi pe alții, se intervine peste tine. Și se întâmplă următorul fenomen. Nu numai eu, dar sunt mulți oameni care au cunoaștere, da? Deci, de exemplu, entitățile extraterestre nu pot să intervină în treburile noastre. Au voie. Din punct de vedere divin. Dar dacă eu, ca om, le dau voie, atunci ele pot să intervină. Deci cam asta sunt energie. Și evident că sunt oameni care aleg binele și pe care mă interesează foarte puțin ce vor alții și că vor să stăpânească planete și fiare și clădiri și mai știu eu ce și hârtii. Și atunci, automat, pot să intervin. Și pot să intervin. Sunt preoți, sunt oameni simpli, sunt terapeuți. Îmi dau voie. Divinității se intervină prin mine. Pentru că aici se pune problema. Fiecare om are posibilitatea să permită divinității sau demonilor să intre în lumea noastră. Intervin doar atât când noi le permitem. Nu, când noi le permitem. Deci noi permitem manifestarea răului în lumea noastră. Nu alții. Ori, tot ce ține de lumine de lângă noi, care ne ajută, ele automat intervin în măsura în care noi permitem această intervenție. O intenție a lui este să ne întoarcă la Dumnezeu. Să ne întoarcă la Dumnezeu pentru că întoarcerea la Dumnezeu înseamnă schimbarea gândirii, schimbarea gândirii înseamnă mărirea vibrației, mărirea vibrației înseamnă rezonarea cu și cu ele. Și atunci ne permite. Și ne ajută. Ne evoluțe. Ce ar ajuta la salvarea omenirii, să spunem așa. Ce putem noi să venim în lumea? Răspândirea luminii, cunoaștere. Creșterea vibrației, luminii interioare, fiecare individ. Un om care se schimbă și schimbă lumina interioară, în plan astral se vede ca o lumință în noapte. Și automat, în momentul în care mai mulți oameni se schimbă, își schimbă gândirea, își se transformă într-o gândire pozitivă. Învață să se roage, învață să postească, învață să facă bine. El automat devine un centru prin care se răspândește lumina în jurul lui. Și automat schimbând treaba asta, tu te schimbi pe tine și automat începi să schimbe oamenii din jurul tău. Prin ce anume putem să schimbăm? Ce, oamenii din jur? Noi să le schimbăm. Niște sfaturi. Simplu fapt că încep să mă gândesc la Dumnezeu. Băi, cine e omul ăsta și ce vrea de la mine? Automat mă face să mă conectez la Dumnezeu. Nu trebuie să mă gândesc la sfârșitul lumii. Nu trebuie să mă gândesc la cine e Dumnezeu, dacă există. Și ce vrea de la mine? Care este relația cu mine, cu lumea? Unde este Dumnezeu în lucrurile? De ce se întâmplă lucrurile care se întâmplă? În momentul în care înțeleg cum funcționează Universul, nu se poate să-mi dau seama că funcționează pe niște legi. Dom'le, dacă Universul ăsta funcționează pe niște legi, înseamnă că e cineva care le-a format, le-a creat, le-a gândit. Și atunci, pe firma apei, pe principiul cauzalității, mă duc spre cauza, spre sursa inițială. Pentru că orice cauză are în spate un eveniment. Da? În față. Deci orice cauză are un eveniment în fața ei. Nu. Orice efect are o cauză. Da? Și pe principiul cauzalității mă duc spre cauza primordială. Și cauza primordială este Dumnezeu. Ei, și când noi așa pe firul apei, de la efect, la cauză, de la
Fiecare efect are o cauză, fiecare cauză are la rândul ei o altă cauză. Și plecând așa, pe firul apei, pe principiul cauzării, se ajung la cauza primordială. Și aia e Dumnezeu. Mulți nu înțeleg care este legătura între gândurile noastre. Că sunt pozitive, negative, cu Dumnezeu în primul nostru. Păi da, dar noi facem parte... Deci există un subconștient personal. Subconștientul ăsta personal face parte dintr-un subconștient de grup. Există un subconștient de breaslă. Există breasla medicilor, breasla, cum să zic eu, preoților. Deci există un subconștient de grup. Deci automat schimbarea gândirii mele influențează familia mea, care e cea mai apropiată, și în următorul pas breasla mea. Deci cei care fac aceeași profesie cu mine. Și de-abia după aia subconștientul de neam. Adică poporul român. Deci automat subconștientul ăsta de neam al poporului român este format din fiecare român. Indiferent unde se află. Pentru că e român. Pentru că are gena aia care zice că e român. Și automat, schimbarea gândirii noastre duce la schimbarea mentalității întregului popor. Pentru că, cum să zic eu, noi primim de la popor, prin naștere, prin educație, prin legile sociale, prin tradiții, prin... Și dăm poporului prin propria noastră gândire. Și automat există un feedback. Deci mie mi-a dat poporul român, da, m-a ajutat să învăț, să formez, să văd de la an, și la un moment dat, în momentul în care eu încep să gândesc și să emit păreri, automat eu intervin în subconștientul de grup al poporului român. Deci simpla mea gândire, pot să stau acasă, să nu scriu nimic. Simpla mea gândire face să nască idei în capetele altor oameni. Și totuși ne spuneați despre apocalipsa din creștinism. Ce legătură are aceasta cu 21 decembrie? Ceea ce a prezis, au prezis maiașii, calendarul maiașii. Deci, în primul rând, maiașii n-au prezis nimic. Calendarul maiașii s-a terminat atunci. Bun, faptul că s-a terminat nu înseamnă neapărat că asta înseamnă sfârșitul lumii. Înseamnă că ei au făcut calendarul până acum. Noi nu știm exact de ce au dispărut maiașii. Nu se știe unde au dispărut, nu se știe unde sunt aia care au dispărut. Deci, exact nu se știe ce s-a întâmplat cu maiașii și unde au dispărut așa în neam. Adică aveau o continuare a calendarului. Aveau un calendar... Nu, dar ideea este că ei aveau un calendar făcut pe o anumită perioadă de ani. Păi dacă această perioadă de ani s-a terminat în 2012, credeți că are un calendar, pur și simplu n-au făcut un calendar mai acătării, mai... Oricum nu-l faci decât o anumită perioadă de ani. Această perioadă de ani s-a scurt. Dar nu înseamnă că, înseamnă că va fi sfârșitul lumii. Eu nu cred că ei s-ar fi gândit la sfârșitul lumii și dacă e așa, dar am fi găsit date de ce s-a întâmplat cu ei. Deci, eu zic, eu vorbesc în general despre că se vorbește despre sfârșitul lumii. Dar sfârșitul lumii nu este nici creștină, nici mai așa. Sfârșitul lumii va fi, da? Că va fi prevăzută cum a prevăzut-o Ioan Evanghelistul, că va fi altfel. Ea va exista și e firesc să existe că așa cum este. Un om trăiește, deci se naște, trăiește și moare. Așa e și o planetă. Se naște, trăiește și moare. Așa este orice corp ceresc. Și e firesc să fie așa. Deci apocalipsa acestei planete va exista. Eu încerc să explic de ce nu cred. Și sunt 99% sigur, îmi las o marjă de eroare de 1%, că nu va fi acum. Pentru că nu se împlinesc condițiile pe care le-a spus Ioan Evanghelistul, care vorba. Era, vedea în Duh. La asta mă refer. Dar, în principiu, calendarul maiaș era un calendar al lor, nu avea nicio legătură cu propriu-zis cu ce se întâmplă cu civilizația europeană, ei nu știau bine ce sunt europeni. Am putea cumva noi să întârziam acest sfârșit prin evoluția noastră, prin plata karmei, prin alte lucruri? Să contribuim la întârziere? Să nu vină la un anumit moment? Absolut, moment. Da. De ce? Păi, lucrurile sunt foarte simple. Cu cât devenim mai răi, cu atât slăbesc că există, cum se numește, deși mulți studiază radiestezie și mai știe așa, și toată lumea auzit de Benz și de nodul karma. Puțină lumea știe că aceste Benz karma sunt, de fapt, din punct de vedere spiritual, niște lanțuri care leagă demonul. Pe... de la nord la sud și de la est la vest.
Ei, în momentul în care oamenii se înrăiesc, aceste benzi scad ca dimensiune. Până când? Până când se eliberează demonul. Și atunci este bană. Nu se mai înțelege persoană cu persoană. Și om cu om, și nație cu nație. Da, când se eliberează demonul mare din planetă. Ei, dar evident că aceste benzi harma pot fi mărite. De cine? De oameni care se roagă, care postesc, care știu să trimită lumină, care știu să le mărească, care știu să facă bine. Da? Pentru că aceste benzi, care țin fiara închisă în planeta Pământ, sunt menținute de oameni care știu să facă treaba asta. Te spune că există nevoie de un singur om care să țină cu armele fiare. Dar la trebuie să fie țapa. Da? Bun. Deci că există, de exemplu, Sfânta Rita, care e reprezentată ținută de coarne în demon. Dați seama că există oameni care pot să facă treaba asta. Ei, evident că rugăciunea oamenilor, părinajele, Sfinții care se nasc, nu degeaba aș lasă Sfinții Harul. Atât timp cât mai există Harul Sfinților pe Pământ și oameni care se roage acolo, capătă putere. Evident că Sfântul respectiv sau Harul de la Sfântul respectiv nu are nicio justificare dacă nu s-ar mai duce nimeni să roage acolo, nu? Și ar pleca. Corect. Deci, atâta timp cât mai există un singur om pe Pământ care se roage la un Sfânt, nu se poate întâmpla nimic. Dar se roage din suflet, nu că se înșiră și stau ca oile. Adică, la nivelul ăsta, automat, toată rugăciunea, toate posturile negre, toate liturghiile care se fac, toate slujbele, toate mă refer la ortodoxie. Că Dumnezeu îi place și cum cântă imamul, Dumnezeu îi place și cum cântă evreii, Dumnezeu îi place și negrii cu gospel, sau cum se cheamă, rugăciunea lor. Dumnezeu îi place mult, dar nu înseamnă că gata. Sfânta Liturghie este tot ce îi place Dumnezeu. Dar toate astea care se fac în slujba lui Dumnezeu, și n-am zis, eu zic pildă ortodoxă, fac să primim acea energie de la Dumnezeu care menține planeta în starea ei. Acum, de acum. Și tot ce a spus acum este valabil pentru orice planetă. Apropo de benzile și de fiara respectivă și... Orice planetă are entitate înăuntru ei, orice planetă are fiara care e închisă în ea, orice planetă are această viață, trăiește, se naște. Deci se naște, trăiește, moare. Orice planetă are un consiliu de director, o divinitate care are grijă de evoluția acelei planete. Toate planetele sunt făcute pe aceeași schemă. Evident că mai există și alte sisteme, da? De exemplu, nu trebuie să fie neapărat un singur Dumnezeu al planetei, cum e în cazul planetei Pământ. Sau o singură lună. Nu. Există planete unde sunt doi soi, da? Asta înseamnă două consilii directoare, două divinități, care conlucrează în evoluția acelei planete. Fiecare Dumnezeu al planetei, până la urmă, își alege cum vrea să-și facă planeta. Și ea este făcută într-un anume sens. Această planetă a fost făcută special în felul ăsta, astfel încât să existe echilibrul ăsta în yang, bine rău. Adică această bipolaritate. Adică planeta asta a fost construită oarecum special așa. Este ca o mocirlă pe care se poate naște nuvei. Ne întrebam pe oameni, dom'le, crezi că dacă pun o sursă de lumină într-o ciupercărie, mai este vreo ciupercă? Evident că nu, că ciupercile crezi la întuneric. Da? Deci dacă ciupercile trăiesc în spații, pește, mai știu eu ce, închise, la o anumită umiditate, și la întuneric. Dacă am băgat o sursă de lumină, s-a încheiat. Ei, așa sunt și oamenii. N-au nevoie de foarte lumină ca să răsară. Cei răi, mă refer. Și trebuie o vibrație joasă ca să răsară. Și atunci, trebuie să nască și oameni de vibrație joasă. Să-și ia lecțiile de viață. Demon. Să se nască, să trăiască, să iubească, să urască, să bată, să chinuie, să... Mă rog, ce să facă ei. Ca, în perspectivă, ei să înțeleagă că aia nu e cale. Că orice luptător te bați, te bați, te bați, te bați, te bați, te bați, te bați. Și la un moment dat te sare. Bă, dacă nu mai bat. Și atunci îți dai seama, bă, nu asta e cale. Buddha nu a făcut așa. Asta 7 ani pe o stângă și după 7 ani a zis, nu asta e cale. Toți avem mai mult, multipli de 7.
că 7 vieți, că 700 de ani. N-are importanță. Dar toți ajungem la unul de la un moment, n-are sens. Dumnezeu cum are veșnicia față? De ce l-ar dat dare să ne întoarcem la, la El? Dar de ce să mă închinui cu 100 de miliarde de ani? Când pot să termin acum? Că ăsta e principiul mântuirii. Nu, nimeni nu spune de mântuire. Mântuirea înseamnă ca în viața asta să ajung în cel 10. La Dumnezeu. Identifica Dumnezeu. Nu cum se spune în ortodoxie să capăt locul mântuirii de după ușă. Nu. Ca să mă mântui trebuie să fie una precum Dumnezeu. În rest nu există mântuire. Atât din cât mai există în mine o singură pată, trebuie să mă întorc sus. Una. Deci nu că ai un pic că sunt de cer 7, că sunt de cer 8, că am ajuns la 9. Nu. Atât din cât mai am o singură pată, înseamnă că nu sunt perfect. Și lângă Dumnezeu nu poți să fii perfect. Că nu rezici. Pe această planetă, mă întorc sau pată? Poți să te întorci și pe planeta asta și pe alta. Din păcate, planeta asta este o... sau din fericire, planeta asta îți oferă o largă paletă de evoluție. Adică poți să intri în lumea interlopă, poți să fii cu racheții, mai poți să împuși cu acaienul pe stradă, mai poți să omori, mai poți să vinzi droguri, mai poți să te prostituezi. Deci poți să le faci pe toate. Deci nu există rău pe care să poți să-l faci în viața asta. Toată lumea crede că lumea asta e... Nu! Se torturează în lumea asta, se omoară în lumea asta. Deci se fac toate în orice. Se vând copii, se tranșează animale, se tranșează oameni. Mai luăm un ficat, mai luăm, răpim un copil, un RH. Deci se face așa ceva. Deci se face, nu? Nu se răpesc oameni pentru transplant. Bun. Deci în lumea asta poți să faci toate nimănile de care ești capabil. Evident că nu ești obligat să te întorci pe planeta asta, pentru că să zici că planeta Pământ este o planetă foarte grea. Deci imaginați-vă că sunt mai multe planete diferite dificultăți. Și că dificultățile astea sunt ca, nu știu dacă ați fost vreodată într-un parc din ăla, unde ai diferite trasee de diferite dificultăți. Planeta Pământ este o planetă de dificultate maximă. Adică odată ce ai venit pe Pământ, să știți că e greu să întorci la Dumnezeu. Nu greu. Îngrozitor de greu. Și mulți și-au prins prin urechile. Și dintre Sfinți, și dintre Îngeri, și mulți, mulți, mulți. Pentru că să mergi fără să faci compromisuri. Și compromisurile te fac să cazi. Ce drăguț este că dracul nu te-a cu păcate mari. Nu. Dar de ce să faci așa? Ce să zică lumea? Lumea, nu. Ce să zică părinții? O să zică că ești nebun. Deci te iei așa frumos și tu ce vezi? Nu-i mai bine? Îți dai seama că dacă faci așa o să dești discordie? Ce o să zică? Dărâm credința strămoșească. Faci vai. Deci te iei așa frumos. Și tu încerci să te dai de la principiile tale pentru că zice lumea. Pentru că au zis alții. Noi avem niște legi care sunt statul frate. Care sunt bine implementate, dar nimeni nu le-a mai analizat să vadă. Băi, e chiar adevărat ce să spun. Și faptul că nu s-a făcut această analiză a rămas asta e bine, asta e rău, asta e bine, asta e rău. Nu există bine și nu există rău bătut în cuie. Asta pot să vă spun. Nu există. Putem fi considerată cea mai păcătoasă planetă? Nu. Sunt și altele mai... Absolut. Dar suntem una dintre... Nu am dat. Dar chiar o să mă gândesc la treaba asta. Dar imaginați-vă că se naște Fiul lui Dumnezeu pe planetă de asta. Pe o mărțică de asta, înlocuită de lume. Ar înțelegi? Tot asta e interesant. Cât înseamnă pentru Dumnezeu o singură planetă? Dumnezeu, ai miliarde de miliarde de stele, da? Ai miliarde de miliarde de soi. Ai miliarde de miliarde de miliarde de planete ca noastră. Și totuși, te întrupezi pe o planetă ca asta, ca să o salvezi. E ca și, nu o să zic eu, un fir de praf aici pe masă. Și eu mă gândesc, bă, firul ăsta de praf,
trebuie să-l salve și mă duc acolo. Renunț la tot, la divinitate, la... și mă duc acolo. Dar n-a făcut același lucru și pentru alte planete? Nu am date. Că sunt mai mulți de Dumnezeu, asta știu. Cu ce am fi noi mai special? Nu este mai special prin și 144.000. Deci, vreau să spun că poate că planeta Pământ n-ar fi atât de special. Dacă pe aia n-au trăit spiritele cu vârste astrale mari, care sunt sau aleși, sau fiii de Dumnezeu. Sunt spirite care au fost fiii de Dumnezeu, ce au avut aceeași potențiale divine ca Mântuitorul. Cei 144. Și pe care, și care s-a luat divinitatea pentru că au încălcat legile cosmice. Și atunci a fost predestinația pe această planetă. Și descendenția acestei, al acestor oameni, sunt inclusiv daci. Daci, Tibetul, sunt mai multe zone care s-au luat. Și cei mai mulți sunt? Cei mai mulți sunt în România. În România. Și de asta, deci de asta România este unul special. Știu că toată lumea zice că dacă e atât de special România, de ce se întâmplă atâtea morți ale copiilor și... Dar pentru mine, viața și moartea nu mai sunt atât de... Adică... cum să vă zic? Un om care are un copil și care îi moare un copil, va suferi altfel decât unul care are 10 și moare unul. Corect? Clar. Așa că problema e celor care au copii. Nu faptul că moare un copil. Că mor de copii, muri copii, mureau oamenii întotdeauna. Venea gripa, mai murea unul din 10. Venea pojarul, mai mureau 2. Bă, dar aveau 10, 12 copii. Și mai rămâneau până să facă mari 7-8. Corect? Adică moartea era ceva firesc. Chiar și a unui copil. Dar când ai numai unul, normal că te roade. Și atunci problema nu e că moare copilul și nici nu e al lui Dumnezeu. Nu e părinților, că mai fac un singur copil. Lasă. Ce dacă? Extraordinar. Dacă ai 10, nu mai suferi. Păi da. Faci altă. Hățiga. Nu spălăm să facem altul. Păi da. Ce? Este posibil ca alte civilizații să-și dorească distrugerea planetei acestea? Pentru că încurcăm. Prin ce? Prin gândurile noastre. Noi fiind o planetă care suntem foarte... Deci suntem o planetă inferioară. Noi avem tehnică și avem impresia că dacă avem tehnică, suntem miezul din găușcă. Din păcate, această tehnică interferă cu anumite frecvențe. Și aceste frecvențe interferă cu sistemele lor de comunicare sau gândire. Deci, pentru că sunt alte planete pe care spiritele sunt telepate. Sunt acordate ca un stup. Ori, în momentul în care tu emiți pe anumite frecvențe și emiți și în spațiu, și eu peretesc, fac și eu niște câmpuri de protecție, da? Evident că nu vreau să-ți aud eu ție toate prostiile și toate FM-urile. Chiar nu mă interesează FM-urile voastre. Suntem destul de puternici dacă putem să punem toate câmpurile acestea. Da, corect. Sunt, dar puternici în rău. Da. Îi deranjează. Și atunci mulți dintre ei nu... Bine, acum s-a creat un sistem de protecție care să mai afecteze chiar așa. Dar... tot. Până și... Vreau să spun așa. Că până și... planetele locuite și-au trimis oameni pe Pământ ca să învețe. Chiar să învețe despre oameni. Pentru că oamenii, să știți că au și multe calități. Cum ar fi? Dom'le, să întâlnești credința în mijlocul mizeriei este extraordinar. Adică credința sutașului, a samarinecii, a leprosului care se întoarce să-i mulțumească lui Hristos, ca să ai boala aia, trebuia să ai o vibrație foarte joasă. Și eu totuși sunt trage să mulțumesc. Adică sunt calități, oamenii sunt capabili de niște sentimente pe care entitățile superioare nu le mai au.
le pierd. Adică, pe măsură ce te înalți, tu pierzi pe drum niște caracteristici. Pierzi instinctele și după aceea pierzi iubirea. Iubirea, așa, în formă umană, este un sentiment totuși inferior. De asta, o să vedeți că în toate întâlnirile cu extraterestri, oamenii au senzația că ei sunt răi și reci. De-aia nu sunt nici răi, nici ei sunt. Uite așa la negar. Ca la microscop, dar fără niciun fel de sentiment. Evident că dacă tu stai pe masă și ea se uită la tine ca la o moluscă la disecție, ți-e frică și simți că ea sunt răi. De-aia n-am niciun fel de răbdare. Sunt curioși ce nații ori fi ăștia de mai supraviețuiesc și în cazul ăsta. Adică ei sunt foarte mirați de noi că supraviețuim. Să uită la noi așa cu... este ceva cu admirație, oroare, interes. Ca atunci când te uiți la un purece, bă, și era cogito, ergo sum, wow, purecele gândește. Și evident că, deci, că îi studiem și noi pe ei, da? Și ei pe noi și noi pe ei. Și eu îi studiez și le simt. Deci nu emit foarte multe gânduri din astea. Gândurile sunt de alt timp. Dar percep senzații. Și le percep senzațiile și senzațiile lor sunt foarte interesante. Adică se uită la noi cu admirație. Uite, s-a mai trezit un microb acolo și gândește. Lucru care este îmbucurător pentru că atâta timp se mai întâlnește, se mai găsește unul care să le... Cum să zic eu? Știți, am avut de Sodoma și Gomorra. Îmi spune Dumnezeu, Doamne, dacă mai sunt 10 oameni care sunt ok, nu distrugem oameni. Adică să nu fi luat chiar rar așa să mai gândească la Dumnezeu. Problema nu era, cum zis, de păcate și de sexualitate, cât de faptul că din cauza asta a devenit atât de instinctual încât nu se mai gândea la Dumnezeu. Deci, propriu-zis, nu sexualitatea era o problemă, că la noi s-a transmis totul eronat. Nu sexualitatea e o problemă. Ci faptul că îl uiți pe Dumnezeu în această sexualitate. Adică faci sex fără să te gândești că sunt și alte energii implicate acolo, nu mai frecare. Ei, și de la noi s-a transmis aia. Adică noi am negat tot. Noi am aruncat copilul cu tot cu lături. Când sexul, sexualitatea, apropo de Sodoma și Gomorra, e îngăduită de Dumnezeu. Faptul că s-a ajuns la artificii, s-a ajuns, este tocmai din cauza pierderii Dumnezeului și a sufletului. Ei, pe vremea aia, deci dacă și i s-a spus, Dumnezeu, dacă mai sunt 10 oameni curați, mai distrugi oamenii așa de Dumnezeu? Nu. Dar nu mai era. Ei, în condițiile în care mai sunt 10 oameni, n-are cum să... Nu se poate distruge. Deci noi mai avem o șansă. Mai avem o șansă, clar. Nu cred că generația mea va vedea sfârșitul lumii. Pentru că eu văd născându-se copii care se pot, pot ajunge la nivelul cel 10, dar la nivelul cel 10 nu poți ajunge într-un an. Și nu are rost. Deci nu. Îți trebuie 5-10 ani. Asta în condițiile în care mergi. Oh, și tragi. Deci nu cred că e trimitat Dumnezeu pe Pământ în condițiile în care... De ce să trimiți un sfânt în condiția în care vrei să-l iei imediat? Nu sună cușa. Și atunci cred că o să mai dureze. Ce părere aveți despre atei? Ateii sunt o nație foarte specială. Ateismul e o formă de... Ateul este cel mai rău decât dracu. De ce? De ce? Pentru că demonul nu poate să-L nege pe Dumnezeu. Demonul vede tot timpul pe Dumnezeu. De ce? Nu poate să-L nege. Ateul e mai rău. E mai rău pentru că... Bine, după mine ateismul este doar de prostie. Clasă. Deci clar, cine e ateu e prost. De ce? La un moment dat vine la mine un inginer care era ateu.
Așa zice aia. Și zice, și zic, domnule, zic, sunteți inginer. Da. Sunteți inginer de utilaj. Da. Ați construit utilaje, da. Utilajul, da? Bun. Înainte să fie utilajul, a existat un proiect. Da. Înainte să existe proiectul ăsta, a existat o schiță. Da. Înainte să existe schița asta, a existat un gând. Da. Înainte să existe, schița asta, a existat un gânditor. Da. Ei, pentru mine Dumnezeu este gânditorul Universului. Arhitectul Universului. Nu zic mason, mă rog, nu. Dumnezeu pentru mine este cel care crede acest univers. Eu nu pot. Am cap, ochi, urechi, nas. Deci eu nu pot să-L percep pe Dumnezeu prin simțurile mele. Eu pot să-L percep pe Dumnezeu doar prin creația Lui. Că mi s-a spus, de ce vorbesc eu de Dumnezeu? Și fac o paralelă între creație. Pentru că eu nu am o... Bine, eu am acum. Dar înainte, când am început eu, nu aveam acces la Dumnezeu, ca persoană. Și atunci eu am mers pe Filoape. Păi văd dacă e un râu. E un pârâu. Nu? Dacă e un pârâu, e un izvor. Cum să fie izvor? Așa este și cu Universul. Dacă există un Univers, există niște legi, există niște cineva care nu. Pentru mine acel cineva este Dumnezeu. Și care, uitându-mă la Univers, la modul cum este făcut de ordine, de frumusețe, de cum curge, nu poate să fie decât un Dumnezeu bun. Ceea ce face ca lucrurile să fie rele, suntem noi oameni. Dar să nu fie un Dumnezeu. Deci dacă scoți omul de pe planeta Pământ, planeta Pământ merge frumos până la sfârșitul. Încă 15 miliarde de ani. Omul e cel care distruge. În peisajul ăsta, ecosistemul e așa de frumos creat, încât ăștia puteau să trăiască fără noi foarte mic. Multe turme de animale, mulți lei. Mulți lei, mai puține. Mai puține moreștea. Moreștea creștea, să-și uite așa în echilibru care se ține. Se menține un mar. Noi am distrus ecosistemul. Programul planetei este extraordinar de frumos făcut. Și foarte frumos conceput. Este conceput să se autofinanțeze. Cât durează soarele. Deci asta depinde de soare. Deci dacă scoatem omul, planeta Pământ, cu tot ce înseamnă ecosistem, ar fi mers până ar fi murit soarele. S-ar fi stins ca o lună. Că și ăsta se stinge. În nu știu câte miliarde de ani, se stinge și ăsta. Deci automat urmează sfârșitul planetei Pământ. Chiar dacă nu vrem noi, se stinge soarele și tot se stinge ceva. Totul e programat. E ca inima. Atât, la revedere, salutare și plăzare. Ceea ce face ca noi să devenim, trebuie să suntem noi oameni. Dar până și asta e firesc. Pe orice planetă, este făcută cu scopul nașterii, evoluției și înălțării spirituale a oamenilor. Pentru că orice planetă, și asta e foarte importantă, planeta Pământ. Pentru că planeta Pământ a creat spirite care sunt superioare și care sunt foarte sus din punct de vedere spiritual, mă refer în cerul inițial de unde a plecat Universul. Păi și atunci e clar că am grijă de planeta Pământ. Imaginați-vă că am un oraș, un sat, da? Un sat care are foarte, care dă foarte multe geni. Și dă 1, și dă 2, și dă 3, și dă 4, și dă 5. Păi nu înseamnă că e important locul respectiv. Apropo, știți care e cel mai orașul care a dat cele mai multe geni din România? Botșeni. Crezi că e întâmplător? Niciodată nu e întâmplător. Nimic nu e întâmplător. Și de asta nu sunt din Botoșani. Așa că să nu mă zică ceva, că îmi fac reclamă. Dar ca idee. Totuși Moldova. Da, Moldova. Deci, de ce? Este special. Probabil dragonii din partea aia sunt speciali. Poate că dragonii din partea aia se închinau lui Dumnezeu. I-au căzut cu totul. Dar poate că ei au rămas în interior fidelii lui Dumnezeu. Că de-aia sunt mănăstirile acolo. Că de-aia sunt oamenii credincioși acolo. Înțelegeți? Deci, dragonii de unde se nasc oamenii, sunt unii pentru și unii împotriva lui Dumnezeu. S-au adunat toți? În Moldova. Da. Pentru că sunt mulți, nu e unul. Sunt N. Și atunci ei se nasc, până la un moment dat dispar. Și în momentul respectiv, că așa se termină civilizația. Dacă ei au ieșit
toate entitățile, toți dragonii dintr-un loc, nu vor rămâne stea. Gata, sunt chiar. Nu mai se duce nimeni acolo. Că e ceea ce te lași, și ceea ce. Și atunci, automat, vrem, nu vrem, universul nostru sau planetul nostru se va termina, dar not today. Încă nu. Apropo de atei, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Dom'le, ce sincer, nu i-am urmărit, dar știu că nu se duc în rai. Nu știu dacă se duc în ea. Habar n-am. Dar... Pot să mai cugete. Pot să mai cugete, dar o să cugete degeaba. Cum să vă zic eu, mie mi-e milă de ei. Pe bune, mi-e milă de ei, de ce? Pentru că țuțea spunea așa, că zice, omul fără credință e un piet animal rațional. Adică ei sunt niște animale raționale. Singurul care, lucru care te diferențiază de animale, e credința. Și, mă rog, trăirea spirituală. Ori ateul este un animal rațional, el neavând Dumnezeu. El ce zice despre... Nu zic eu! El zice despre el înșiși. Eu sunt un animal, dar cu rațiune, care când mor să stins lumina și o revedere. Adică mai nimic din gol. Ați înțeles? N-am zis-o eu. El nu zice. Ateul despre el înșiși. Eu când spun eu sunt ateu, înseamnă că eu, animalul dotat cu rațiune, când s-a stins licărirea asta, nu mai e nimic. Și asta nu înseamnă... Păi nu, dar asta e realitatea. Și nimeni mi-e de ei. De ce? Pentru că sunt seci. Și vă întrebi. Asta e tot. Ce părere aveți? Se va întrupa din nou Mântuitorul? Da, Mântuitorul e pe Pământul Din. Tot timpul există extensia ale Mântuitorului. Adică, un spirit mare, cum este Fiul lui Dumnezeu, își poate trimite oricând extensii pe Pământ și să-și facă diverse planuri, astfel încât să ne venească planul divin. Și Mântuitorul e pe Pământ. Eu nu am dubii și chiar nu am nicio problemă. Drăguții că sunt preoți care știu. Să vezi fața unui preot când întâlnești. Da. Nu sunt cum eu. Cum își dau seama? Simt. Preoții buni simt. Preoții buni au acces la îngeri. Și îngerii îi spun, vezi că vine. Mântuitorul. Când? Azi. Care? Și știu. Dar Mântuitorul e pe Pământ. Și în sfârșit. Ar fi extensie și în România. Nu una. Mai mult. Așa poate să fie oriunde. Absolut, da. Și mai care pe unul. Și Sfinții. Unii dintre ei sunt pe unul. Și mai multe Sfinții. Să aibă un plan asemănător? Cum l-a avut? Nu. Dar nu mai e nevoie. Nu mai e nevoie. Nu. De ce? A fost un plan necesar. Nu mai e nevoie de o jertfă. Nu mai e nevoie de o crucificare. A fost una. Am interesat să înveți altfel acum. De jertfă a fost. Avem darul pe care l-a făcut Hristos prin venirea Lui, prin crucificare, prin înviere și prin înălțare. Ăsta a rămas și o să rămân. Numai noi să vrem să-L luăm. Hristos spune așa. El stă la ușa ta și bat. La ușa oricui. Mi-e place că se bat cu ortodoxii cu un vechi, că noi suntem miezul. Nu. La ușa oricui. Oricui. Indiferent de rasă, naționalitate, sex, apartență politică, Hristos bate la ușa oricui. E adevărat că El adevărurile le-a spus evreilor, pentru că El venise pentru poporul ales. Numai că El n-a înțeles că poporul ales nu înseamnă și interior. Și de asta îi trimite pe apostol să caute oile pierdute ale lui Israel. Oile pierdute ale lui Israel însemnând cel ce luptă cu Dumnezeu Marta. Dar nu știu, mi-a făcut cineva o observație, că nu e cel ce luptă. Așa țin minte când am citit, apropo de lupta între
evreu și Dumnezeu, când învinge, învinge pe Dumnezeu și Dumnezeu îi spune că e în Israel. Bineînțeles, ortodoxia este că nu era Dumnezeu, că era un înger al Dumnezeu, că Dumnezeu nu se putea coborî pe pământ să lupte. Țeapă! Dumnezeu planete se ruptă pe pământ, se coboară pe pământ să lupte. Și chiar place. Și se amuză. Îngrozitor. Și umblă și în sede de arte marțiale, umblă și prin biserici și se duce peste tot. Numai că ăștia nu sunt în stare să recunoască. Că Dumnezeu din când în când se coboară pe pământ. Cu alaiul, băi, cu înger, tu, bă? Exact cum știți, ziceau bătrânii. Că l-am întâlnit în pădure, în poiană, pe bărbos. Mie nu-mi place termenul. Dar așa îi spuneau bătrânii. L-am întâlnit pe bătrânul sau pe bărbos. Și se întâlneau cu Dumnezeu pe pământ. Și mă, dar ce ai? Păi, uite așa. Și mergeam pe călare și stătea de vorbă. Da, Dumnezeu sunt de jos. E... Pe unii vă fi șoc, ceea ce spuneți. De asta nu mai pot eu. Chiar mă lasă rece. pentru mine, eu încet, deja mă amuz. Dar mie îmi place așa. Să... Și mai ales îmi place cu Dumnezeu și cu acelea. Ei, și automat nu mai ai nevoie de venirea Mântuitorului. El a venit. El a venit și a întâmplat. Nu mai ai nevoie de o jertfă. Deci că jertfa asta este suficientă nu pentru până în planeta Pământ. Că eu vă spun ceva. Noi o să plecăm cu navele să creștinăm Universul. În numele creștinismului. Și nu așa cum au făcut-o conquistadorii. Nu așa cum o face Biserica. Ci cu adevărat, având credință și știind să facem niște lucruri. Da? Adică știind să facem ce a făcut Mântuitorul. Asta darul lor să vină. Haideți să vă spun ceva. Și asta o să supere și mai mult Biserica. Dom'le, Hristos spune, știți că acolo la sfârșitul Bibliei, spune așa. Hristos nici măcar nu este un sfârșit. Hristos e o poartă de pe altceva. Noi toți sunt trăim cu ideea că Domnule trebuie să ajung la Hristos. Nu! Trebuie să trăim de Hristos! El spune așa, Mântuitorul. Cine crede în mine, acestea și mai mari decât acestea va face. Deci el nu mă condiționează negativ să-mi spună băi, Gigele, vezi că tu mai până la mine poți să ajungi. El... Da, nici să nu te gândești. Eu sunt fiul lui Dumnezeu, șeful 01, așa, fiu, B01, fiu, da? Și tu nu poți să urci mai sus de mine. Nu e adevărat. El spune, cine crede în mine acestea și mai mare decât acestea face. Ce înseamnă? El îmi deschide o poartă. Și a spus, tu, Biblia este o poartă, băi, adeșere. Dacă tu crezi în mine, nu numai că poți să faci ce cred eu. Acum să nu credem că eu fac ce face Hristos. Nu. Dar eu știu că se poate. Și poți să faci chiar mai mult și nici măcar nu se supă. Aia o să fie plin de invidie dacă eu o să fac ceva mai mult decât el. Cred că nu se mai poate să doar. Hai eu. Ba, în contul, te ajută. Te ajută să faci mai mult. Mai mult decât a făcut el. De ce? Pentru că Hristos știe că tot ceea ce faci pentru Dumnezeu, faci pentru Dumnezeu. Și pe mine le celălalt. Și atunci automat ajută. De asta, noi am fost învățați Hristos, treapta finală. Nu e adevărat. El spune așa, nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Tatăl bine. Ce înseamnă asta? Că trec prin el. Dar mai e ce? Ia nivel. Și sunt N niveluri. Miliarde, miliarde de niveluri. În care noi am avut impresia că ăsta este unul. Dar țeapa asta am furat-o toți? Că la tot ni s-a prezentat așa. Dom'le, ultimul nivel e ăla la care te împărtășești. Fals. Fără începutul. Și tot să mânte. Și tot să mânte. M-am împărtășit? Da. Vai. Și e prin el de... Și... Dar vreți să vă spun ceva? Și nu mi-a fost să greu treaba asta. Cel mai greu a fost și mi-a fost greu să înțeleg că în unul dintre duhovnici mi-a zis zic, măi, că dar mă spune, dar vreau și eu să mă împărtășesc. Dar pentru ce trebuie? Cum adică pentru ce trebuie? Păi... Lasă! Să te împărtășească de Hristos, că nu merit. Că m-a spus lucrul acesta. Pentru că noi
Vedem finalitatea prin împărtășanie. Paca e la te culci. M-am împărtășit. O, stau pe spate. Nu? Nu-i vedeți pe toți? M-am împărtășit. Sunt ok. El nu mai poate de invidie, nu mai poate de răutăți, nu mai poate de tâmpenii în cap. Habar n-are pe ce lume trăiește. Dar s-a împărtășit. Și nu înțeleg că de fapt împărtășania asta e spre o sânge. Ajung acasă și se ceartă și... Cachiorism. Da, exact. De-aia ei sunt împărtășiți. Da. Și sunt fericiți. Și nu am înțeles că, de fapt, asta trebuie să fie ajutorul, asta trebuie să fie medicamentul. Este, este acel ceva care scoate la suprafață bubele din mine. Da? Este antidotul otrăvii din mine. Dar nu mă fondează pe mine. Ce se întâmplă cu acești oameni? Păi foarte simplu. În momentul în care ai folosit împărtășania și nu și nu o meriți și nu evoluezi, adică rămâi la fel, se consideră că ești furt de cele sfinte și se transformă în o sândă. Adică, transformarea e în ea. Dacă iau multă lumină și nu o integrez și nu o dezvolt, principiul, ai primit talentul. Bă! Ce ai făcut talentul ăsta? Păi, nimic. Pleacă. Și în momentul respectiv, împărtășania asta se transformă, se face transformare, se transformă în întuneric. Și trebuie să mai mulți întunecați. Eu m-am întâlnit cu mamă. Eu m-am spus, m-am împărtășit toată viața și vezi că e negru. Exact. E evident că e negru. Că el n-a știut să țină mâna, tot a invidiat, tot a osândit, tot a judecat. Și atunci toate se transformă în sens negativ. Dacă toată lumea crede că dacă te-ai împărtășit, te mântui. Nu. Există o pildă ortodoxă. Este pilda unui tip care avea o grămadă, păcate. Și moare. Și vine Arhanghel Mihail la el. Hai să te duc la judecat. Nu merg. Cum adică nu merg? Dar tu fel. Nu merg. Cum adică nu mergi? Ia uite ce scrie aici. Cine nu judecă nu va fi judecat. Eu n-am judecat niciodată prin mine. Eu nu merg la judecat. Judecat. Ați înțeles? Deci, nu împărtășanie. Te mântuie. Ceea ce ești înăuntru tău, în modul în care ești, în modul în care ai ajuns pe alții. Mult ai! Toată lumea zice, de păcate de aia. Și era, era femeia adulteră sau care a venit și a venit și a spălat picioarele Mântuitorului. Și îi spune, du-te, mult ai iubit, mult ți se va ierta. Deci orice păcat care este făcut din iubire are altă conotație dacă este făcut altfel. Pentru plăcere, să nu știu ce. Și de asta zic, mă, iubirea e cel mai important lucru. Tot ce faci din iubire e important. Din iubire pentru om, din iubire pentru un bărbat, pentru o femeie, pentru un copil. Să asta... nu exagerăm totuși cu iubirea. Nu! Deci mă refer la iubire, iubire. Nu, ai, nu, nu iubirea de pe Facebook, iubirea declamativă. Nu, aia nu e iubire. Aia e poveste. Ne aud pe ăștia cu vai cât de multe iubire, mă vine să mor pe... Mă fac Spider-Man. Pentru că nu, oamenii care vorbesc foarte mult, vai cât iubesc eu, cât te iubesc, cât de fapt nu iubesc. Pe mine, oamenii care iubesc cu adevărat, nu vorbesc mult. Hristos. L-a văzut vreodată pe Hristos, de câte ori a vorbit Hristos despre iubire. Dar tot ce a făcut El a fost iubire. Deci, ceea ce faci este mai important decât declarațiile de iubire. E chestia asta cu te iubesc, cât de mult te iubesc, te iubesc când te trezești, te iubesc când te scoli, te iubesc la telefon, te iubesc când închid, când deschid telefonul, când apăs pe interfon, te iubesc ca la americani. I love you! I love you! Mă disper. Te va mai ciuleme într-o iubire. Iubirea este când ești alături de un om, când ai grijă de el, când știi ce îi place. Când știi să taci când are nevoie să taci, când știi să vorbești când are nevoie să iubești, când știi să-l mâni când are nevoie să-l mâni, când aia înseamnă să iubești unul. Să-l simți. Nu că spui că iubești. N-ai ceva. Ei, și asta este iubirea. Pe gând iubirea divină e cu totul altceva. Noi nu știm nimic despre iubirea umană a lui Hristos. Știm despre iubirea divină. Pentru că iubirea umană s-a pierdut. Noi nu știm dacă a mângâiat o femeie, dacă a sărutat. De faptul că a sărutat o femeie a fost scos, deci asta nu știm. Că e păcat. Mă rog, noi nu știm chestiile astea. Și de asta aveam o problemă în manifestare pe mine. Și zice,
Pe mine m-a interesat mai mult un Hristos care să știu, Doamne, a făcut dragoste cu o femeie sau nu a făcut. Pentru că dacă e doar un Dumnezeu întrupat și el n-a fost în viața mea femeie, nu poate să fie un model pentru mine. De ce? Știi ce o să-i zic? Doamne, cum poți să mă ajuți pe mine? Ai stat vreodată cu femeie? Să vezi ce înseamnă PMS sindrom? Să vezi ce fițe are când a rămas însărcinată? Ba e cald, ba e frig, ba nu poate să stea pe parte, ba pe alta, bea pe alta. Să are febra laptelui, nu are febra laptelui, are copilul colici. Doamne, când o să treci prin asta, poți să mă ajutești pe mine că îți iei lumea în cap. Doamne, să-L lua ca Dumnezeu să treacă prin toate experiențele noastre, Doamne. Păi de-aia mi-a înțeles, altfel nu are cum să mă judece. Păi de ce nu poate să mă judece? Păi foarte simplu, eu nu pot să judec o femeie. Nu pot să dau sfatul unei femei care a fost violată. Bă, nu știu cum e, n-am trecut prin asta, n-am ce să fac. E ca și cum mă ajunge la femeie și ea spune, stai să te învăț să naști. Știi, contracție, respirație. Băi, sunt bărbat, n-am născut în viața mea. Dar dacă eu am 2-3 sarcini, da, pot să învăț o femeie să nască. Dar eu ca bărbat nu pot decât teoretic. Dar nu să am credibilitate. Păi de ce n-am credibilitate? Pentru că eu n-am născut niciodată. Mă rog, în viața asta mă refer. Dar ca femeie, așa e și cu Dumnezeu. Și de asta părerea mea, că umanitatea lui Hristos a fost ascunsă de biserică. Totuși a fost harul, cum se spune. Imediat îți închid gura. Care har? Scris tot sub harul Duhului Sfânt. Deci nu s-a scos nimic, nu s-a... din Biblie, din... Ba, s-a spus. Păi așa spun. Da, dar oamenii au spus, nu au spus harul. Harul nu poate să scoată nimic din Biblie. Harul nu mișcă foile. Oamenii mișcă foile. Și plus că sunt multe greșe care s-au făcut de sinoade. Și recunoscute după aia. Sinoadele au făcut multă prost. Pentru mine, sinoadele nu sunt o certitudine divină a lucrurilor. De ce? Pentru că presupune că oamenii ar trebui să fie special. Presupune, e ca și cum mi-ar spune acum că episcopii de la Vatican fac într-o totă voie în Dumnezeu. Îmi pare rău. Când eu știu ce am în cap. Nu. Și eu le știu, și valori, și super. Ne. Revenim la Apocalipsă. Care este semnificația celor trei zile de întuneric? Păi firul să fie trei zile de întuneric în orice se duce planeta. Ce trei zile de întuneric ar putea să semne chiar sfârșitul soarelui. Pentru că problema apare în momentul în care dacă dispare soarele. Dar aia înseamnă întuneric. Nu poate să fie întuneric dacă există soarele. Deci, condițiile pentru care să nu mai existe soarele. Deci, există mai multe posibilități. Unu, nu mai există soarele. Doi, soarele e acoperit. Soarele este acoperit complet în cazul unei, eu știu, emisii foarte mari de praf. Da? Să zicem, un război nuclear. Și acest praf acoperă ce? Radiația solară. Asta ar putea duce la cele trei zile de întuneric. Da? Fie numai soarele, fie un război atomic. N-am ales cauze, n-am văzut vie. Ceea ce nu înțeleg ei, și mai ales oamenii, este că... Ei, și-ar mai fi o cauză. Ceea ce bagnicează pe oamenii de știință. Substanța neagră. Dar nu s-o dezvoltă. Atunci când vine substanța neagră, dar dispare în mine. Gata, nu mai spuneți nimic? Nu. Sigur? Sigur. Nu vreau să vorbesc despre substanța neagră. Da? Atunci, într-adevăr, se justifică. Și aia putea justifica întunericul respectiv. Poate să fie într-un sens simbolic, oare? Nu. Întuneric? Sau se referă... Gândiți-vă că există... Hai să vă spun o chestie. Da. Am avut o pacientă care avea spiritele gheții. Bineînțeles, aici intrăm în faza de science fiction. Avea spiritele gheții. Lumea nu prea crede în spiritele gheții. Eu când am găsit prima oară spiritele gheții, i-am zis, mama, am găsit spiritele gheții. Maică mea, lasă-mă cu prostii grătare. Da? Dă-mi mai faci. Pac! Și-a plecat. După vreo 10 minute, maică mea, Nico, vină în față și ia-ți prostii grătare, că mi-ai înghețat mâna de tot. Mă rog, m-a dus, erau 5 spiritele gheții. Și
le țineam într-o sticlă. Și aveam cu mai multe sticle, țin pe vremea, de pe vremea aia, spiritele gheții, spiritele ape, spiritele focului, le țineam frumos acolo. Și veneau băieții, băieții, dar ce faceți cu spiritele astea? Zic, le studiez. Și după ce le studiați, ce faceți cu ele? Zic, nu știu, mai gândesc cu reprimit, care l-am primit, că reprimit într-o parte sau într-o altă. Bun, de ce? Și aveam o pacientă care a intrat, să mă rog, în repede, cu un tip care se ocupa de magie, și care avea magia creată pe spiritele vieții. Femeia asta putea să doarmă la mare, la ora 2, pe plajă, la soare și nu se încălzea. Vă puteți imagina din punctul ăsta de vedere ceva american? Ei, eu am văzut așa ceva. Deci, efectiv, om care stă la soare și nu se poate încălzi. E îngălzitor. Este unul dintre chinele iadului, frigul veșnic. Da? Că ai dat de spiritele focului. Sau focul veșnic, care ai dat de spiritele focului, de spiritele gheții și frigul veșnic, așa. Și de... ei, sau focul veșnic dat de spiritele focului, când nu poți să te răcorești cu nimic. Dar mă rog, vorbesc de spiritele gheții. Și nu spun numai eu, că după aia... Deci am rezit în Serafim de Sarov. Apropo de spiritele focului, dar nu... și frigului. Există. Vorbește de focul veșnic, de frigul veșnic. De ce spun treaba asta? Ca să înțelegeți că există posibilitatea ca la un moment dat un om sau ceva să absoarbă lumina soarelui fără să simtă. Ei, problema celor trei zile de întâlnire este dacă, la un moment dat, asupra Pământului va fi eliberat un rău atât de mare, astfel încât să se ia lumina soarelui. Dar sunt niște copii destul de mari care ar putea distruge rău ăsta de fapt. Nu puteți distruge cea numai? Mă rău ăsta, ca să nu acopere soarele. Trei zile. Și mai rămân cele două variante. Mai rămân cele două variante. Fie un război atomic, fie se stinge soarele. Dar asta mai durează niște sute miliarde de oameni. De ani. Nu credeți în niciunul, nu? Nu, încă nu. Nu, pentru că cei care au butoanele pentru bombele atomice sunt. Ăla. Ăștia se scriu între ei. Poate beau o vodcă. Sunt proști să-și distrugă pokerul de sâmbătă seara. Ce ne puteți spune despre dimensiunea 5? Dimensiunea 5. Nu e. Dimensiunea 5 nu o să vină așa toată lumea îți așteaptă. Puf, ai dat cu capul și ai dat dimensiunea 5. Da, exact. Nu o să se întâmple nimic, nu o să se întâmple nimeni nimic și o să fie tot dezamăgit că în dimensiunea... Eu le-am spus, bună mine, faptul că tu cu mine și cu ăla aveți o lumină interioară mai mare de 50 și că automat intrați în dimensiunea 5-a, nu înseamnă nimic față de cei 1 miliard de chinezi și cei 1 miliard și ceva de indieni. Și chiar nimic. Deci intrarea acestei planete în dimensiunea 5-a, nu cred că o să facă nici mâine, nici măcar pe 21, nici măcar peste vreo 20 de ani. Explicați-ne puțin cu dimensiunea 5-a. Sunt dimensiuni spirituale. Înțeles. Ce se întâmplă? O planetă e formată din indivizi. Indivizii ăștia au niște subconștiente. Da? Subconștiente. Mă rog. Ei, formează un subconștient planetar. Acest subconștient planetar are o anumită vibrație, o anumită energie, o anumită lumină interioară. Ca noi să intrăm în dimensiunea 5-a cu toată planeta, ar trebui ca subconștientul acesta de grup să aibă lumina interioară peste 50. Ați înțeles? Dar de ce structura aceasta? Prima dimensiune, a doua dimensiune? Nu. Astea sunt dimensiuni de vibrație, deci vibraționale. Și țin de ceruri. Efectiv de ceruri. Deci câte ceruri sunt... mă rog, cerul e împărțit în 10. Nu înseamnă că sunt 10 ceruri. Dar hai să zicem, dimensiunea 5 ar fi la jumătatea între ne apropiem de astral, exact, între astral și divinitate. Asta e dimensiunea 5. Deși este impropriu spus că de la 0 la 5 nu e ca de la 5 la 10, pentru că astea sunt vibrații care cresc exponențial, nu cresc linear. Dacă la 10 e infinit și la 0 e 0, ele cresc în alt mod decât linear. Asta mă refer. Și atunci nu. Cred. O să întâlnim. Doar că o să fie o schimbare în mental și în preocupările oamenilor. Adică apariția preocupărilor spirituale. Asta e tot. Și
automat se face un plic. Plic. Și într-o dată, bă, da. Cine sunt eu? Ce caut pe planeta asta? Și asta o să fie. La cea trezire? Este vorba de cea trezire spirituală? Da. Să știți că trezirea spirituală are... Deci dacă în primele... În primii ani ai... Când am început eu să mă ocup de spiritualitate, vedeam treziri rare de tot. Una la... Acum sunt din ce în ce mai des, să nu zic zilnici. Am eu oameni care trec prin asta. Mai cu probleme, mai fără probleme, mai cu neînțelegeri, mai cu... Dar din ce în ce mai des. Și e greu să fie, pentru că se trezește, trebuie să întoarcă. La Dumnezeu nu între ei. Hai, vezi, mai face o pauză când am sunat, dar am nebunit. Vezi, poate... Și să ne văd și eu acolo, acum de aici ceva. Zic, ce s-a întâmplat despre Apocalipsă? Deci zilele, dimensiunea, ce mai e acum? Ce spune, spune ceva despre două? Mă trebuie ceva, până la urmă ce crezi că o să se întâmplă pe 21? Asta mai la sfârșit? Da. Nu, așa cum. Ah, ok. Până la urmă, ce credeți că se va întâmpla pe 21 decembrie? Nimic. Chiar nimic. Populezi. Eu o să fac curs pe 22. Și primesc următorul mesaj pe Face. Da, dar pe 22 o să fie întuneric. Zic, nu-i nicio problemă, mai scurt întuneric. Ideea este, nu o să întâmple nimic, toată lumea o să fie foarte dezamăgită. Dar, vreau să spun ceva. Stai și mă gândeam conotațiile acestei zile. Nu știu dacă ați văzut, nici biserica n-a încercat să conteste, nici foarte puțin am încercat să conteste treaba asta. Și până undeva am zis că e bine. Știți de ce? Unii dintre noi ne-am dat seama de dimensiunea propriei prostii. Adică, am văzut diferite reportaje și am întrebat, domnule, ce o să faci dacă vine sfârșitul lumii pe 21 la 12? Zice, sar cu coarda. Fac bungee jumping. Hadim. Da? Altul. O să mă duc, cum fac un împrumut la bancă și, nu știu, iau parurile la rând. Și mai hadim. Și tot așa. Și, de fapt, hai să zicem că este ca un test. E ca un test. Da? Vine cineva din și spune, bă, ce te faci că poți să mori. Și tu începi să te gândești, bă, ce trebuie să fac? Evident că îți vine să faci tot ceea ce crezi tu că e important pentru tine. Și de fapt, acum ne-am arătat propria dimensiune spirituală. Că unul o să zică, bă, știi ce? Uite, n-am ajuns la Părintele Arsenie la mormântul. Mă duc. Unul o să zică, bă, parcă n-am datorie vis-a-vis de Dumnezeu. Domnul mă spovedesc. Unul o să zică, bă, parcă nu mi-am iubit destul copiii. Nevasta. Poate că n-am fost destul de apropiat de prieteni. Și încep să-ți analizezi viața. Deci, până la urmă, există un efect pozitiv. Mă refer la orice ceva, că dacă vrei să sar cu bani și ce ambic la sfârșitul lumii, asta e o dovadă de, mă rog, de infantil. Da, asta nu are importanță. Cert este că, chiar și pentru mine, să știți că și m-am gândit. Băi, și dacă vine la sfârșitul lumii, ce fac? Și știi ce m-am gândit? Păi, ce să schimb? Consider că fac bine ceea ce fac, deci am continuat să fac terapie. Consider bine că fac bine emisiunea, am continuat să fac emisiuni. Consider că am făcut bine că fac cursuri, deci fac cursuri. Ce să fac mai mult? N-am schimbat nimic. N-am schimbat nimic, dar absolut nimic. Învăț copiii când pot, când am timp, trebuie să învăț și de pacienți. Și m-am gândit așa, bă, dacă am făcut bine și mor, atunci o să-mi îngăduie Dumnezeu să stau cu copiii mei, deci o să-i văd destul pe partea altă. Da? Dacă nu mor, trebuie să am grijă de ăștia de aici. Și așa că și eu, până și eu mi-am făcut o analiză. Stau să mă gândesc, dom'le, am scris tot ceea ce puteam să scriu, mai trebuie să scriu ceva, mai aveam ceva de pus într-o carte. Mi-am dat seama că, băi, cât am scris era suficient pentru cineva care se trezea și care vrea să întoarcă la Dumnezeu. Și mai mult de atât, chiar sunt finețuri. Adică, multe dintre ele sunt deja la un nivel care nici nu ai nevoie de ca să accese niște planuri superioare. Deci, mai mult de atât n-am ce să am.
Și atunci am zis, bă, adică, cum spun eu, trebuie să fii împăcat cu tine însuți. Să fii împăcat. Bă, am făcut ce să mă dea. Asta este valabil în cazul și în cazul proprii morți. La fel se pune problema. Bă, ar trebui să mă spovedesc, mai am ceva de plătit, mai am ceva de făcut. E clar că nu suntem întotdeauna totul pregătiți, da? Adică mai avem niște plăți în alta. Dar măcar raportul să fie ok. Adică, mă, ce-am făcut bine să fie mai bine decât ce-am făcut prost. Nu ți-am intrat în panică. Am intrat în panică pentru că aici apare frica de moarte. Și frica de moarte este celor care au greșit față de Dumnezeu. Și celor care nu sunt în acord cu Dumnezeu. Dacă ești Dumnezeu, nu are cum să-ți fie frică de moarte. Pentru că ești în păcat. Dacă ești în Dumnezeu, știi foarte clar unde mergi și cine vine după tine. Deci nu mai ai o problemă cu asta. Ai trecut la revedere. Și asta e. Ce părere aveți despre teoria legată de inversarea polilor? Nu cred că se... Haideți să vă spun ceva. Am vorbit de inversarea polilor. Inversarea polilor. În primul rând, un sistem solar există pentru că există Soare. Da? Bun. Și atunci Pământul se supune Soarelui. Atâta timp legilor, da? Care funcționează datorită Soarelui. Ei, atâta timp cât Pământul se supune legilor Soarelui, acestui sistem, înseamnă că singurul loc de unde se poate schimba polaritatea este Soarele. Ca entitate spirituală. Ori dumneavoastră ca Dumnezeu ținând cont că aveți un autobuz care merge pe un traseu. Vă gândiți că ar fi foarte bine să rotiți autobuzul cu roțile în sus. Categorie. Că se pot mișca poli, că se pot muta poli 5 grade. Absolut da. De ce? Hai să vedem ce se întâmplă. Că nu murim. Facem teste? Nu facem teste. Dar mă gândesc, bă, poate că nu mi-ar fi bine să stai în prima mediterană. Și cred că merită. Și atunci, clar, clar, și o pui un pic mai jos pe ecuator. Dar asta nu distruge restul omenirii. Lasă, vadă și cum e să ai să ai 4 ani în timpul. De ce numai noi? Păi nu o să se descurce. Suntem avantajați. De ce noi? Deci noi suntem... Foarte avantajați, absolut. Dar bineînțeles. Față de ceilalți. Suntem avantajați, că avem de toate. Suntem avantajați, numai că noi nu înțelegem treaba asta. În orice caz, vreau să spun că Dumnezeu nu se joacă cu chestii de genul ăsta. Și pentru dacă pentru Dumnezeu este important fiecare suflet și un câine care merge pe stradă are grijă lui, vă dați seama că este preocupat foarte clar ce se poate întâmpla cu oamenii dacă se... Și în niciun caz nu o să schimbe polii și ar trebui să pe mâine. Credeți că vom ajunge să comunicăm telepatic? Nu foarte curând. Comunicarea telepatică se poate. Mai că... Cred că comunici telepatic presupune o putere interioară destul de mare, o sensibilitate destul de mare, o deschidere destul de mare. Pentru că comunicarea telepatică presupune să emiți și să recepționezi pe aceeași vibrație. Deci comunicarea telepatică nu se face de sus în jos, nu e jos în sus. Se face la aceeași vibrație. Comunicarea telepatică, eu despre telepatie, am învățat prima oară la Părintele Agatul Mănăstire. Deci eu eram foarte bun telepat. Și eu mă duceam la mănăstire când mă chema el. Îmi spune, vezi că a doua zi vin la mănăstire, când mă duceam la mănăstire, știam că trebuie să țin pornei. Și mă duceam. Îmi spune, stăteam cât aveam de stat ca să înțeleg ce are să-mi transmită, nu îmi spunea personal. Spunea pildă la... Și îmi spunea, după aia ești liber, poți să pleci. Și plecam la mea. Da? Și mă duceam. După aia, despre telepatie, am lucrat cu profesorul Ionescu, care m-a chemat când era pe cazuri speciale. Deci nu mă sunam. Da. Și eu mă duceam la spital.
Dar erau niște tipi deosebiți. Numai că comunicarea telepatică este presupune să poți să treci peste niște bariere de gândire și peste gândurile altora. Ori, gândiți-vă că noi anul ăsta de gânduri ai gândurile tale, gândurile angelului păzitor, gândurile demonilor din jurul tău, gândurile celorlalți oameni. Deci e un întreg paramut. Și tu trebuie să-l percepi pe altcelilalt. Ca care trebuie să fie principiul și rezonanța între oamenii ăștia? Ca gândul să ajungă pe fel. Și de asta, că la un moment dat, discuție telepatică cu profesorul de mesă. Și care, vreau să vă spun că eu m-am dus și am făcut pe clinic unul tot ce am vrut. Deci eu aveam acces dimineața, la prânz, seara, noapte, trebuie să mă încolcă. Mă vedea profesorul de mesă, îmi spunea bună ziua, bună seara, domnule doctor, și eu vedeam de treaba mea și făceam ce vreau. Deci, și asta pot să confirm, și asistem. Deci, și într-o zi îmi întreb, dar de ce taina asta, apropo de telepatie, și de ce fereala asta cu telepatia, nu? Și îmi transmite mental că trebuie să văd o pacientă. Și mă să văd o pacientă. Și asta era o profesoară de franceză. Și profesoara de franceză se internase, pentru că la un moment dat a fost impresia că comunică telepatic cu un alt profesor și că vor, care i-a spus că vrea să pute cu ea, la 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 la. Și asta s-a dus cu bagajele la asta acasă. Și când s-a dus la asta acasă, i-a răspuns nevastă. Și tu m-ai chemat. Nu că m-am zis foarte bine cu ea. Și tu m-ai chemat. Telepatic. Evident, a ajuns la ospiciu. Și zice, uite, e niță posibilitatea ca la un moment dat să te conectezi la sinele omului, dar sinele omului să nu aibă nicio legătură cu rolul pe care îl desfășoară în planul ăsta. Și atunci, par de bun. Ei, din cauza asta, relațiile telepatice sunt între anumite persoane, se descoperă foarte greu și se mențin la fel de greu. Dar există. Că, în ce măsură vom putea? Plus că e aglomerația mare. Fiind aglomerația mare, automat sunt o grămadă de gânduri, câmpuri și foarte greu să conduci. Una este mănăstire unde sunt N persoane și alte sunt un oraș. Adică numai câte câmpuri sunt suprapuse unele peste altele, vecini, alea. Și automat tu trebuie să treci prin toate câmpurile. Și nu e greu. Iar comunicarea telepatică nu este că o să fie dezvoltată în viitor între eu știu, echipaje de nave spațiale între indivizi. Absolut. Și fie să fie. Pentru că gândul are altă viteză. Da? Și nu este să comunic telepatic cu o navetă spațială care pleacă și care e la 500 de ani lumină și conectarea se face instantaneu și alta este să folosesc aparatul. La revedere. Deci e foarte importantă telepatie. Dar asta o să dezvolte în viitor. O să descoperim chiar modalități de a amplifica câmpul mental astfel încât există. Deci, astfel încât să putem să avem capacitatea de emisie și recepție mai mare. Ce sfătuiți oamenii să facă pentru a-și crește vibrația? Pentru a se ajuta pe ei și planeta? Deci tot ce înseamnă gândire pozitivă, orice gând, pe mine să înjur, în locuiesc cu 10 rugăciuni, gândesc cu râs față de cineva, încerc să gândesc pozitiv. Orice alt lucru. Deci, încerc să transform, fac ceva rău. Fac ceva bine, în sensul cealaltă. De ce? Pentru că făcând ceva bine, automat anihilez răul, îl sublimez în lumină. Și atunci aici tot ce înseamnă rugăciune, ce înseamnă aprinderea pețișoare, luminițe, tămâie, sunt formă de schimbare a vieții. Muzica, cristalele, icoanele, sunt forme de schimbare a vibrației. Evident că dacă dorm într-un loc de vibrație mai mare, corpul meu va căpăta în timp, vibrație mai mare. Dacă sunt fumători, cel mai important exemplu pentru fumători este să nu fumeze în locul în care dorm. Nu am nimic, nu am decât să fumeze. Câteodată recomand să fumeze la oamenilor. Adică, eu sunt multe lăsat de fumat, că nu e bine. De ce?
Păi dacă pe lângă o nemulțumire și o frustrare mai adaugă bunea, omul ăla va fi mai fericit? Du-te, lasă și fumează, că o să te lași tot în o să vrei. Și... Dar nu fumați în locul în care dormiți. Pentru că în momentul în care fumezi în locul în care dormi, tu dormi 8 ore acolo. Automat, dacă e vibrație joasă, corpul tău va căpăta vibrație joasă. Dacă ai un loc curat în care dormi, automat corpul tău va avea vibrație înaltă. Nu e bine să ai televizorul în locul în care dormi, pentru că televizorul scade vibrație. Deci, automat, locul în care dormi trebuie să aibă vibrație înaltă. Ca să stai acolo la vibrație înaltă. Da? Rugăciunea înainte de seară. În momentul în care, dacă mă uit la un film dur, automat eu o să cobor ca gândire. Deci, unde o să mă duc în somn? La nivelul ăla. Dacă mă uit la un film XXX, unde o să mă duc în somn? La nivel sexual, da? Dar dacă fac rugăciune înainte de a dormi, unde mă duc? Mă conectez la nivelul rugăciunea. Asta se face rugăciune înainte de a dormi. Deci nu fac rugăciunea și mă uit la televizor. Mă uit la televizor și fac rugăciunea. Asta apropo de oameni care nu dorm bine și la... Ei! Pentru că după ce fac rugăciunea, mă conectez la alt nivel. Deci trebuie să mă să folosesc chestiile astea în nivelul de vibrație. Și nu știu tot ceva. Încerc să fac lucrurile pozitive. Nu tot toate pozitive, că suntem oameni, mai nu avem nevoie și să socializăm, și să bem un, eu știu, o vodcă, și să stăm de vorbă, și să mergem la un club. Dar una este să stau numai în cluburi, alta este să mă duc o dată pe săptămână sau pe lună la club. Deci eu n-am nimic împotrivă. Cluburile sunt locul unde oamenii socializează. Dar, una este să o fac sistematic, în fiecare seară să mă duc în club, că am o vibrație. Și alta este să mă duc din când în când. Parcă și farmecul dispare când te duci în fiecare zi. Și tot așa. Dacă stai toată ziua în mănăstire, alt farmec decât dacă te duci din când în când. Da? E foarte important să faci, să spunem, îți spuneam Mântuitorul, să fac casă din, să fac biserică din casa și din inima mea. Deci automat să-mi fac din camera mea un altar, să-mi fac din sufletul meu un altar, vreau să răspunde ce ce? Să mă înconjur de locuri sfinte. Asta nu exclude sexul. Toată lumea crede că dacă ai icană în cameră, nu mai poți să faci sex. Bă, să fim serioși, Dumnezeu e acolo și când facem și orice facem. Deci, chestia asta cu puritanismul ieftin, că nu poți să faci sex cu icoană, e un prostin. Dumnezeu e acolo, indiferent ce fac. Și sunt și mulți când faci. Deci, când faci sex, eu sunt o gașcă, nu e singur. Așa că... Nu mai spuneți. Deci, asta e realitatea. Ce să mai? Sunt și îngeri, sunt și demoni. Numai depinde pe care... Și îngeri. Sunt și îngeri, absolut. Depinde. Absolut, da. Depinde. Când se face dragoste, sunt îngeri. Când se face sex, sunt mai mult demoni. Dar asta depinde de conotația actului în sine. Dar chestii cu ipocrizii, că vezi, Doamne, asta e. Adică depinde de noi să fim. Dumnezeu e pretutine. Nu te ascunde, n-ai nimic. Ce sfat le dați oamenilor, apropo de 21 decembrie? Eu pot să spun ce o să fac eu. 21 o să fie bine. O să am, probabil, terapie, ca de obicei. Eventual, poate că o să merg să împlim copiii la un loc de joacă. Dacă o să fie, nu mai țin minte dacă... Eu sunt tată de duminică și atunci, dacă este rândul meu. Probabil o să mă uit la televizor. Vreau să filmez, dar mi s-a părut prea mult și toată lumea o să aibă emisiuni cu 21 și mi s-a părut ai vrea să mai fac și eu una. Și cam asta o să fac. Deci programul meu o să fie firesc. Să fie firesc programul lor? Absolut, da. Păi tramvaiele trebuie să meargă, magazinele trebuie să fie deschise, deci toată lumea să știe ce se mai întâmplă până atunci. Na. Supermarketurile, chiar și de Apocalipsă, o să fie deschise. Ele au plan. Și trebuie să facă bani. Să fie bine. Să fie bine de Apocalipsă. Nu. No. Și chestia asta cu... Și plus că e un program implementat, știi, o să fie 3 zile de întuneric, du-te repede. Și te duci și o să te duci în supermarket și o să-ți faci provizii cât pentru sfârșitul lumii. Deci, au început. Au început deja și fac. Nu, dar eu, de, nu, știți ce mi-a plăcut mie? Mi-a venit cineva să-i măsor
De ce nu ia probă creditul la bancă? Și zic, măi, vreau că vrea să-și facă credit la bancă și așa. Bun. Și pentru ce e creditul ăsta? De ce inițial vrea să-și ia pentru casă? Și acum? Și vreau să-și ia acum, de sfârșitul lumii. Adică, bun. Adică, să-și fac provizii de sfârșitul lumii. Poftim. Deci, de-abia atunci am înțeles că e gravă treaba. Știi că unii au sărit. Pe gard, clar. O să vin dincolo rău. Adică face cum la bancă ca să aibă bani să cheltuie înainte de sfârșitul lumii, ca să aibă după aia ce plăti. Incredibil. E incredibil. Deci nu, e o demență la care să ajung. Dar mie, cum să vă zic eu, adevărul e că stau să mă gândesc, dacă n-aș fi avut acces la ghizi, nu știu cum aș fi judecat eu. Adică, până și un cutremur îl judecă altfel acum. Până și criza, știți, că nu trebuie. Vine criza și simți panica tuturor. Și mă uit pe partea noastră și dincolo nu e nicio panică, nu e nicio frică. Zic, bă, zic, de ce se întâmplă? Și îmi întreb, bine, dar de ce e criza asta? Care e scopul ei? Și răspunsul mi se, este următorul. Reașezarea averilor. Adică unii, așa, unii, așa, unii o să aibă, unii o să aibă, nu o să aibă, nu o să aibă, nu o să aibă. Și asta e tot. Și face parte. Știți, apropo de, mie îmi place când se dă cu înainte cu cataclisme. Ați văzut? A fost tsunami-ul ăla. Asta înseamnă că e semne sfârșitul lumii. Dom'le, tsunami-ul o să fie și au fost. Ori de câte ori a ieșit o insulă și a izbucnit. Un vulcan a fost un tsunami. Cum îți dai seama? Apropo de cataclisme. Cataclismele fac parte din viața planetei. Și la un moment dat era un reportaj făcut despre pădurile din Canada. Și se întâmplă următorul lucru. Ia foc pădurile canadiene. Și ard, nu știu câte sute de mii de hectare. Dom'le, dar au ars, nu pot să-i facă nimic. Asta nu știu că. Și sunt ăștia distruși. Oameni, ce s-a distrus ecosistemul. Când acolo, în locul în care au ars pădurile, au apărut pășuni. În locul în care au apărut pășuni, s-au dezvoltat cirede de animale, de căprioare, de nu știu mai ce. Automat s-au crescut numărul de lupi, de nu știu ce, de nu știu ce. Și de fapt, ce s-a întâmplat? A fost o modalitate prin care au apărut alte animale, un alt sistem, un alt, o altă formă, astfel încât să se mărească numărul de animale care se nasc pe, în zona respectivă. Făcut în natură. Ca să-i drăguț. Deci, ceea ce pentru unii este cataclism, pentru alții este o binevoace. Nu era. Domnule doctor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și n-ați mai lămurit în privința acestei... Da. În măsura în care știu și pot. A fost destul de multe informații, dar... Sunt... Doamne, ajută să le fie de folos. Vă mă așteptăm. Cu drag. Pe voi vă așteptăm cu mare drag la următoarele noastre ediții. O seară plăcută vă doresc!